regăsit. Comunitatea te așteaptă. Felicitări! Mulțumesc! Bine ai venit aici, în comuna ta, Păltinoasa. Bine v-am găsit! Îți mulțumim că ne-ai făcut să tresărim cu toții la rezultatul tău magnific de la Tokyo. Te felicit pentru că, prin munca ta, reușești să pui câte o stea pe cerul acestei planete. Și acele stele, care deja le-ai pus, strălucesc astăzi pentru Cosmin Pascal, pentru Comuna Păltinoasa, pentru județul Suceava și pentru România. Acum 3 ani jumate, Consiliul Local al acestei comune a avut inițiativa să te desemneze cetățean de onoare. Astăzi suntem din nou mândri că ne reprezinți cu cinste și noi am avut mână bună, cum se spune. Îți urez sănătate, să te bucuri de tot ce ai realizat și să știi că aici, la Păltinoasa, toate inimile noastre bat pentru tine. Începem cu... Din partea noastră, o mică amintire, să-ți aduc aminte de acest eveniment care l-am pregătit special pentru tine și, la fel, același Consiliu Local al acestei comune și SECA pe temă, îți oferă un mic cadou. Mulțumim pentru tot, Cosmin! Bună ziua sau bună seara, în primul rând. Vă mulțumesc că sunteți aici cu număr cât mai mare, să mă susțineți. Mă bucur că am făcut comuna mândră și că văd atâția săteni alături de mine. Am emoții și eu ca doamnă mare. Mă bucur să vă văd, să fim toți aici cu medalia la gât, să fim sănătoși și să mergem mai departe și ce vrea Dumnezeu, acolo ajunge. Aș mai vrea să mulțumesc comunei pentru premiu și pentru cetățean de onoare. Știu că sunt sacrificii, le mulțumesc, n-am cerut niciodată nimic, dar cât s-a putut, domnul primar mi-a dat și îi mulțumesc. Felicitări, Cosmin, în numele Școlii Gimnaziale Păltinoasa, ținem să te felicităm și noi
să știi că ești un exemplu pentru copiii din comună. Sunt și eu copleșit din emoție și vreau să le adun mână pe Cosmin. Și să vorbesc ca părinte duhovnicesc. Dau aici de niște bătături. Sunt multe, să știți. Multă muncă, dar să știți că fără ajutorul Dumnezeu nu se poate realiza. Hristos ne spune foarte frumos că fără de mine nu puteți face nimic. Acum aproape 20 de ani, zic aproape, s-a întâlnit în octombrie. Am găsit în Părtinoasa într-o familie frumoasă, un copil de 3 ani. Acum, după 20 de ani, avem în față un campion. Pentru mine, el știe că întotdeauna, și pentru mine și pentru dumneavoastră, va fi campion. Dar, poate că mai trebuia, cum se zice, un vârf de barcă. Și era aur. Dar acel vârf de barcă putea fi și înainte, putea fi și înapoi. Important este că ne-ai făcut fericiți pe toți. Părtinoasa, Comuna Părtinoasa, județul Suceava, o Românie întreagă și o lume întreagă au auzit de Părtinoasa și de România. Felicitări, Cosmin! Felicitări pe toată lumea! Felicitări familiei, care te-a susținut necondiționat și care s-au rugat pentru tine. O spun din nou ca părinte spiritual și duhovnicesc. S-au rugat părinții, s-au rugat bunicele, le văd aici, în sală. Întotdeauna, atunci când veneau și vin la biserică, și părinte, să-l pomeniți de Cosmin, care un concurs. Și este mai greu. Și ne-am rugat împreună. Și atât că Dumnezeu a rânduit să ajungi acolo unde ți-ai dorit. A fi sportiv, vârful de lanț înseamnă atenție. Doar participare la Jocurile Olimpice. Cosmin a făcut și mai mult. Ne-a adus medalia de argint. Încă o dată felicitări. Să rugați cu Dumnezeu că acolo știți. Și în primul rând să-i mulțumești lui Dumnezeu. Și atunci când îți oferă și atunci poate când știi el de ce ne ia câte ceva. Felicitări din toată lumea! Aș dori să ofer două icoane. Știu că mai sunt, știu că mai aveți, dar acestea sunt speciale. O icoană cu Mântuitorul Iisus Hristos și pentru că suntem în postul Adormirii Maicii Domnului, o icoană a Maicii Domnului. Maica Domnului, care am și scris aici pe spate, a lăsat un testament pentru umanitate. Să faceți tot ce ea ce vă va spune. Să fiți sănătoși! Eu îi invit aici, în față, să îi oferim lui Cosmin un program artistic original ce aparține celor mici din această comunitate. Ultimândra Bucovina vă aduce Munteza ca petalele de aramă tălțuite de un faur. Cântece, jocuri și multe, ce găiești o așezare, ce din vremuri de istorii, locuiești ușilare. Toate astea sunt orzestre, în buchete mănunchiate, și le aducem dumneavoastră după cum au fost lăsate. Ele arată de ținutul, ce mândrețe a lui de plină, cu nume pe ce-o rălnit, mândra noastră Bucovină! Moldova locui sfânt, leagă-n de credință, dinspre
Străbune am titorit pentru biruință. La Suceava între munți, Dumnezeu e în toate. Zimbrul ține la un loc oameni și cetate. N-am cerut la nimenea că avem de toate. Să ne dea Dumnezeu numai sănătate. Fete și feciori cu minți, să ne poarte neamul cu iubire de părinți ca bucovineanul.